Peste 9500 de gorjeni nu au în prezent un loc de muncă. În județ, locurile de muncă sunt foarte puține, iar mulți dintre aceștia nu vor să lucreze peste hotare. Așa se face că județul nostru ocupă locul 12 în topul județelor cu cei mai mulți șomeri. La ora actuală avem 9547 de șomeri, din care 3547 sunt șomeri indemnizați și 6000 sunt șomeri neindemnizați, rata șomajului fiind de 6,94%. Dacă e să facem o analiză la nivel național, suntem pe locul 12, pe primele locuri sunt Teleormanul cu 11,76%, Vasluiul cu 11,55%, Buzăul cu 10,18%. Pentru a-i ajuta să-și găsească mai ușor un job, reprezentanții AJOFM Gorj organizează cursuri de formare profesională în diverse domenii. Avem 36 de cursuri organizate, la care avem cuprinse 892 de persoane, din care 828 sunt șomeri, 57 de deținuți de la penitenciarul Târgu Jiu, beneficiind de gratuitatea serviciilor de formare profesională 885 de persoane. Au fost încadrate 468 de persoane, deci șomeri absolvenți de cursuri. Ca să nu rămână fără ajutorul de la stat, sute de gorjeni își prelungesc șomajul cu medicale. Am plătit de la începutul anului și până în prezent 523.310 lei, deci asta vine în medie lunară 52.331 de lei. Beneficiarii sunt 123 de persoane care au beneficiat de 167 de concedii medicale. Defalcate pe boli sunt 137 boală obișnuită, 7 pe neoplazii și TBC, 23 sarcină și lăuzie. În aceeași perioadă anului trecut, în Gorj se înregistrau peste 10.000 de șomeri.